Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun din nou această binețe frumoasă românească și nu numai, bună seara! Și am eu o zicere, dacă seara ți-o face bună Dumnezeu și dacă seara ți-o umple de farmec cerul, apoi se pot strădui oamenii și pământul acesta cât ori vrea să ți-o facă altfel, că nu se poate. Iar dacă seara ți-o strică păcatul tău sau Dumnezeu pentru că nu ești în regulă, pot să se chinuie oamenii și pot să te chinui tu cât îi vrea să o faci bună, că bună nu iese. Și aș dori cu această ocazie, așa cum se zice pe la noi prin țară, seara bună să vă dea Dumnezeu. Amin. Fiți bineveniți la seara aceasta, când încercăm din nou să facem un pas mai departe, la a ne reconfirma pentru unii dintre noi anumite opinii ce le-am avut și, dacă nu-i prea mult, la a ne destrăma unii altora unele convingeri pe care poate le-am avut și acum vrem să le lăsăm la o parte, sau o seară în care, efectiv, să avem ocazia, altfel decât în alte dăți, să gândim lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le gândim. Dacă ai ști ce înseamnă viață. În seara aceasta, sub radical, comprim răspunsul la această strigare. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta lanțuri pe mâini. Există un vis al tuturor sclavilor. Există un vis al tuturor robilor. Să vină ziua când cu ciocane imense să fie bătute afară niturile care încătușează mâinile lor deja cicatrizate de purtarea lanțurilor. Iar dacă tu și eu ai ști și aș ști ce înseamnă viață, n-am mai suporta lanțuri la mâini. Pasajul pe baza căruia vom construi din nou preocupările noastre cu privire la viață, se află în Cartea Psalmilor, spuneam, în câteva versuri pe care le scrie Moise, un om de război, dacă vreți, un poet, un evreu sau un egiptean, comportă numele lui sau statutul lui multiple, să-i spunem așa, calități umane, numit la un moment dat de Dumnezeu cel mai blând om de pe fața pământului. Și în versurile lui găsesc următoarele cuvinte. Toate zilele noastre, adică ale mele și ale tale, pierde urgia lui Dumnezeu. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că își trece miute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, Doamne, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Este extraordinar să-ți poți permite să știi, ca să-ți numeri frumos zilele sau bine. Cei care ați făcut armată, cunoașteți că exista un procedeu prin care să-ți stâmperi
dorul de a scăpa odată. Și seara, când se dădea stingerea, mergea soldatul la calendar și așa și cu răutate și cu nerv și cu... făcea un X peste ziua care a trecut. Încă una. Și zicea, au mai rămas nu știu câte sute de zile. Și în fiecare seară, mai trăgea încă una. Și au mai rămas nu știu câte sute de zile. Și când se apropia ultimele zile, nu mai suporta. Iar în ultima zi, liberare! Întreb, dintre bărbații câți ați făcut armată, ce ziceți? Atunci când făceați așa, vă numărați frumos zilele sau nefrumos? E încurcată întrebarea. Îți dai seama, când ți-ai numărat așa zilele, înseamnă că ai decis tu personal să renunți la un an și jumătate de viață. Pentru că acolo a fost numai chin. Când tu puteai să faci din anul ăla jumătate de viață, ce? Un rai în viața ta. Spune aici textul că toate zilele noastre pierd de urgia lui Dumnezeu. Asta presupune implicit că Dumnezeu e supărat de ceva. Presupune implicit că între Dumnezeu și om există o stare de conflictualitate. Presupune implicit că apele nu sunt limpezi și nici în albia lor. Notează mânat de Duhul lui Dumnezeu Moise că zilele noastre pierd, deci nu le cucerim, nu trec sau nu se scurg frumos, ci pierd, adică zilele noastre sunt ucise de urgia lui Dumnezeu. Oare chiar așa să fie? Avem noi o întrebare între noi, zice că cum îți mai omori timpul? Și ăla zice, la servici, prin oraș. Nu? Iar aici regăsim că zilele noastre mor de urgia lui Dumnezeu. De ce? Înseamnă că nu-ți limpezi apele. Undeva lucrurile sunt la locul lor. Și aș dori, dragii mei, în seara aceasta, subtitlul Sclavagismul științific, să deschid un apetit, poate, de a repara relația aceasta, de a limpezi apa, încât zilele tale și ale mele să nu piară, ci să rămână. Scria cineva despre Adam, majoritatea dintre voi cunoașteți acest personaj, unii credeți că a chiar existat, alții credeți că este un personaj mitologic, neimportant în momentul de față cum credeți, dar scria cineva despre el și spunea că atunci când avea 900 de ani, el putea să spună ce a făcut în ziua de 7 martie, să folosesc limbajul nostru, la ora 6, acum 235 de ani sau acum 800 de ani. Adică putea să evoce în memoria lui fiecare clipă din viața care a trăit-o. Cât știți ce ați făcut ieri pe la 4:12 minute? Cât? Să o aduc mai aproape? Nu, ai văzut. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta lanțuri pe mână. Vedeți, dragii mei, când rostești cuvântul viață, aduci în jurul acestei expresii sau aduci în jurul acestei realități puhoi de istorii și de oameni. Filosofia ca știință, medicina ca știință, teologia ca știință, matematica în calitate de știință, psihologia ca știință, sociologia ca știință, mecanica, dacă vreți, ca știință,
toate se înghesuie lângă elementul sau expresia viață, încercând să-i facă ceva ca să rămână. Și datorită acestui puhoi, să-l numesc așa, de interese, ne-am pomenit că majoritatea dintre noi suntem sclavi ai probelor științifice. Și sclavagismul acesta ne-a așezat în niște lanțuri din care nici n-avem de gând să ieșim. Ori dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta lanțuri pe mână. Pentru că orice sclav visează să cadă lanțurile de pe mâinile lui și de pe picioarele lui și să fie liber. Aș vrea, în cele ce urmează, să vă arăt pe trei felii, sunt mai multe, am ales trei, felul în care noi oamenii am ajuns sclavi ai probelor științifice și cum lucrul acesta ne îndepărtează de viață. Fără să ne dăm seama. Vedeți, o mare parte din probele științifice, dragii mei, probează sănătos nesănătatea. Un lucru foarte interesant. Îți aduce argument științific printr-o probă sănătoasă că nesănătatea e sănătate. E incredibil. Vreau să vă dau câteva exemple și apoi să-mi permit să citesc un verset din Scriptură. Cum adică cu o probă sănătoasă să fac nesănătatea sănătoasă? Cum se poate lucrul acesta? Hai să iau un exemplu. Aș mânca și eu o pătlăgea cu gust de roșie. Mai este? Mai este? Nu mai este. Ori mânci roșie, ori mânci măr, ori mânci pară, au același gust. Dacă nu vezi că e de culoare roșie, domnule, și ce taris, da, poți să spargi și capul cu ele. Și le poți lăsa pe masă cât vrei, că nici nu se strică. Și cu o probă științifică sănătoasă, e validată nesănătatea. Foarte interesant. Vorba lui Florin Piersic, mai de mult, care vă aduceți aminte, aș mânca și eu din familia curcubitaceilor, dacă el avea dreptate, ceva cu gust de castravete. Mai este? E verde, e cu multă apă în el, îl tai și... E o probă științifică, sănătoasă, care dă sănătate nesănătății. Ciudat! Dar nu aici este problema, dragii mei. Problema este că tu și cu mine suntem de acord ca nimeni să nu mai facă lucrurile acestea cu gust. Tu și cu mine suntem de acord să se dea legi să fie extirpați oamenii care mai fac pătlăgele cu gust de roșii. Adică, foarte atenți, ne băgăm ușor mâinile în cătușe, se bat miturile și suntem sclavi ai științei. Și știi de ce? Pentru că nici tu și nici eu nu știm ce înseamnă viață. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta cărtuși pe mâini.
Aș vrea să vă citesc un gând pe care Ioan, ucenicul iubit, îl notează în Scriptură, ca să vedeți de unde se trage această nenorocire, să o numesc așa. În a treia lui epistola lui Ioan, în versetul 2 spune așa: Prea iubitul meu, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Noi am ajuns sclavii acestor tipuri de probe științifice, dragii mei, nu dintr-o întâmplare. Noi am ajuns sclavii acestor probe științifice, dragii mei, nu pentru că cineva ne-a dus cu preșul, ci noi am ajuns sclavii acestor probe științifice pentru că am neglijat dimensiunea noastră sufletească, spirituală. Nu mai găsești în nimic. În nimic. Dacă doi oameni vorbesc, nu mai găsești în dialogul lor nimic frumos să aducă a poveste. Dacă un băiat și o fată vorbesc, nu mai găsești nimic tandru care să aducă a idilă sau a iubire. Îmi spunea fetița mea, într-o zi vine de la școală, îngrozită, zice: tata, nu mai suport. Dar ce ai, draga mea? Păi zice, să vezi cum râgâie fetele în clasă. Zice, și zice, băieții, iertați-mă că n-am cum să spun altfel, degajează zgomotos anumite sunete, încât zice, toți ieșim din clasă și intrăm după 10 minute. Și profesorul ce zice? Păi zice, ce să mai zic? Nu, ce să mai zic? Și ne purtăm fudul în mileniu acesta nou ca mari ispravnici ai modernismului. Și noi suntem înciorchinați de mizerie. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta lanțuri pe mâini. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, vei muri sclav. De ce? Spune cuvântul Scripturii: Prea iubitul meu, doresc să-ți meargă toate lucrurile bine și sănătatea ta să sporească la fel, în mod paralel, geamăn, dacă vrei, cu dimensiunea ta sufletească, cu dimensiunea ta spirituală, să poți să porți cu tine vraja existenței umane, nu cea animalică, să poți să porți cu tine vraja existenței duhovnicești, nu cea instinctuală, să poți să porți cu tine farmecul, dacă vrei, al emblemei creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu după, să-i spun așa, zbârcitura aceasta înfiptă în neomenie. Iar lucrul acesta se naște în momentul în care te oprești cu tine însuți, la sufletul tău. Stai un pic, sunt om. Stai un pic, am niște pretenții de la mine. Când? Știu, dragul meu, n-ai timp. Dar nicio problemă. Că poți muri și așa. Aș vrea să fac un pas mai departe. Vedeți, spune Moise, toate zilele noastre mor, sunt ucise de urgia lui Dumnezeu, pentru că între noi și El
lucrurile s-au stricat. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om să fie liber, nu sclav. Fie numit stăpânul lui, chiar și știință. Să nu mă înțeleagă cineva că blamez știința. Nu. Din greșeală sau nici nu știu, și eu, după actele mele și după ceea ce sunt, sunt socotit ca un om de știință. Dar aș vrea la capăt să vedem o ușoară hașurare a ideii de știință. Aș vrea să fac un pas mai departe, nu? Dragii mei, probele științifice ne aduc convingerea actualizării credinței tribale. De fapt, noi facem apel la știință ca să ne putem permite să credem cum credeau mai de mult și mai cred și astăzi triburi pe care dacă le vedem la televizor ne stârnește râsul. Când eram copil, mergeam în vecini la mătușa Iulia, așa o chema, mătușa Iulia, ea avea televizor și noi n-aveam televizor acasă și mergeam să ne uităm la televizor. Și era câte un film din ăsta cu indieni și așa mai departe și vedeai acolo niște oameni tare ciudați, care făceau mișcări tare interesante și râdeam de mama focului, Doamne, nu știa exact dacă sunt oameni sau sunt altfel de făpturi. Știați? A, și tot acolo în filme, vedeai cum mergeau și sărutau pământul sau sărutau vreun bolovan și făceau tot felul de figuri care aduceau închinări, ce-o fi asta, ce-o fi... Știați că, de fapt, proba științifică a milenului 21 este autentificarea credinței tribale? Știați? Vă spun eu. Ce credeți că înseamnă Partidul Verzilor? Sau ce credeți că înseamnă societățile ecologice care protejează ce? Se închină cui? Naturii. Pe toate ziarele, pe toate emisiunile. Dacă nu ne închinăm naturii, pierim! Așa credeau cei pe care voi îi numiți maimuțe. Și să nu credeți că întind coarda. E una dintre cele mai autentice realități. În 89, ce au hotărât frații noștri americani? Bă, pământul ăsta se cam duce de râpă. Și au început un experiment, poate că unii dintre voi știți, să construiască pe 9 km pătrați o planetă pământ pe pământ, ca experiment. Ca un fel de glob de sticlă, e construit deja, trăiesc acolo 8 oameni, așa, în care au pus copaci, mare, râuri, un pic de ocean, animale, în sfârșit, și e închis hermetic, deci nu are aer din afară. Și pomii produc oxigen și oamenii și vietățile îl consumă. Și au pornit un circuit intern în minunea aceea, pentru 2 ani de zile acești 8 oameni, 4 bărbați și 4 femei, să locuiască acolo fără să aibă niciun contact cu cei din afară. De ce? Dacă va funcționa experimentul acesta, atunci ei au de gând să ducă pe Marte pământ și pomi și să creeze o mică planetă în care să repornească circuitul acesta de a produce oxigen și ființele să-l consume, să fugă acolo că pământul ăsta se pustiește. Ești nebun. Așa zic ei. Dar știți care e necazul? Să mă ierte Dumnezeu pentru ce îi zice. Majoritatea din voi și credeți. Nu? Și e o șansă. Ce șansă? Asta e o credință de trib a omului care a fugit din familiile educate de la Eden și au trăit în sălbăticie și au ajuns aproape animale.
Mereu folosim noi expresia că progresăm. Nu este adevărat, dragii mei. De 6 ani, de 6.000 de ani noi suntem în regres. Și până când va veni Iisus Hristos care va restaura ființa umană, niciun om nu se va mai ridica la nivelul la care l-a avut Adam sau oamenii care au trăit atunci. Pentru că noi cu fiecare zi ce trece, regresăm, ne distrugem. Aș vrea să vă citesc câteva gânduri pe care Pavel le notează în Romani, la capitolul 1, și exprimă așa de interesant realitatea aceasta despre care vă vorbesc. Spune așa, oamenii s-au fălit că sunt înțelepți, oameni de știință, și-au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, care seamănă cu păsări, cu dobitoace, cu patru picioare și cu târâtoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Asta am făcut eu și cu tine. Strigăm la ape ca să trăim, că nu mai este apă potabilă. Strigăm la aer ca să trăim, că nu mai avem aer. Strigăm la nori ca să trăim, că nu mai avem ploaie. Strigăm la pietre ca să trăim, că nu mai avem nimic. Iubiții mei, treziți-vă! Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai sta în lanțurile acestea. Nu ți-ai permite. Și zice Moise, toate zilele noastre mor din pricina urgiei tale. Sunt ucise. Ce groaznic e. Am căutat mai mulți ani o formulare care să înlocuiască expresia a mai trecut un an. Avem noi când e ziua noastră de naștere sau la anul nou zicem așa, cu bucurie parcă, poate cu nostalgie, a mai trecut un an. Și mai mulți ani m-am tot gândit și am înlocuit expresia aceasta, încât atunci când cineva are ziua lui și sunt și eu de față și poate trebuie să zic câteva cuvinte, îi mulțumesc lui Dumnezeu că cel de lângă mine a mai cucerit un an. Ce diferență între a mai trecut un an și a mai cucerit un an? Știți de ce? Cei în viața cărora trec ani se gata. Cei în viața cărora își cuceresc ani, prin Hristos vor cuceri și veșnicia. Ce diferență! Însă lucrul acesta, dragii mei, nu-l realizăm fiind sclavi ai științei. Vom vedea imediat ce știință. Aș vrea să fac un pas mai departe. Vedeți, dragii mei, știința ne aduce probe morale pentru imoralitate. Este incredibil. Știința ne aduce probe morale pentru imoralitate. Nu poți să crezi lucrul acesta. Și vreau să vă dau câteva exemple. Să mă iertați, poate cineva din sală este chiar de profesie. Dumnezeu să mă ierte, dar n-am cum să ocolesc lucrurile de genul ăsta, nu? Te duci să te angajezi sau din an în an îți face vizite medicale. Și printre altele îți face și, se numește pe germană, idiot în test. Să vadă dacă ești idiot sau ești sănătos. Și este un test psihologic, științific. Și spune acolo o căruță de întrebări. Și mai multe de întrebări sunt de genul următor. Minți des sau rar? Cum răspunzi? Dacă vrei să fii moral și să nu minți. Cum răspunzi? Că dacă scrie acolo nu mint, hopa,
Ăsta e idiot. Da. Și mai buctezi la vreo 3-4 întrebări și te garează pe dreapta. Și nu, da? Vale. Probă științifică. Vă mai dau un alt exemplu. Îți dai seama, știința aduce probe morale pentru imoralitate. Nu? Ca imoralitatea să existe. Nu? De ani și ani, că doar n-am descoperit noi gaura la macaroană, că avea macaroana gaură de când cu lumea, nu? Așa? De ani și ani auzim strigându-se lozinci. Nu se mai poate, nu se mai poate, nu se mai poate. Vrem să fim și noi, vrem să fim și noi, nu? Homosexuali, lesbiene, pedofili. Acum am auzit că în Olanda își cer dreptul prin lege ca oamenii maturi să întrețină relații sexuale cu copiii. Și e pe momentul ca să se aprobe să fie legalizată chestia asta. Și se aduc probe științifice. E necesar asta pentru maturizarea copilului, pentru maturizarea lui. El trebuie să știe ce înseamnă viață. Și vezi, să fiu iertat pentru expresiile care le folosesc, vezi monștri în chip de bărbați și femei care abuzează sensibilitatea, inocența, curăția obrajilor și a ochilor unui copil ca niște demoni, ca niște târâtori animalici. Probe morale ale științei pentru imoralitate. Dar, dragul meu, poate încă nu acolo, dar pe același drum sunt eu și cu tine. Încă ne ajungi, dar grăbindu-ne. Însă dacă tu și eu am ști ce înseamnă viață, noi n-am suportat lanțurile acestea pe mâini, ci ne-am răsculat în propria noastră ființă, pentru ca zilele pe care le trăim să nu fie ucise, ci cucerite în Dumnezeu. Uitați cum notează Scriptura lucrurile acestea. Aș vrea să citesc, spune așa: astfel oamenii au ajuns plini de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obrazniști, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, și fiți atenți, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bine pe cei ce le fac. Dacă ar fi să acces în piramida societății și te miroase a unul care ai coloană vertebrală, zice, dă la o parte. Nouă ne trebuie oameni moderați și înțelegători. N-ai voie să zici nu imoralității care științific se argumentează ca moralitate. Și ești dat afară? Avem nevoie de oameni echilibrați, de om care să n-aibă puterea morală să zică nu. Dragul meu, nu ca o provocare, dar poate așa ca
ca o permisivitate. N-ai vrea să te oprești în seara asta un pic, să vezi ce înseamnă viață? Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai sta în lanțurile acestea. Fie ele și din aur. N-ai suporta jugul acesta. Fie el cât de măreț și de emblematic. Dar pentru că eu și cu tine am acceptat să nu știm ce înseamnă viață, pentru că eu și cu tine ne mulțumim cu această, să-i spun, frământătură de mocirlă existențială, pentru că ne-am obișnuit așa. Parcă așa e de greu să mai ridici ochii și să speri, să cadă lanțurile acestea de pe mâinile mele și de pe mâinile tale. Și ce interesant că zice cuvântul, oamenii aceștia nu numai că le fac lucrurile acestea, dar îi găsesc de buni numai pe cine? Pe cei ce le fac. Te duci undeva să te angajezi și te miroase că nu știi să minți, zice, mulțumesc frumos, n-am nevoie de serviciile tale. Nu-i așa? Te duci ca o doamnă sau ca o domnișoară de caracter, cu toată feminitatea ta și cu toată, să numesc așa, cu toată încărcătura așa mentală față de ceea ce faci și vrei să în mediul și în biroul în care ești să fie, și dacă te miroase că n-ai trup de-i dat, mulțumesc pentru serviciile tale. Oamenii mei, dar stați un pic. Să iubim așa de mult sclavia aceasta? Cu ce scop? Sau spre ce virtute? Și un lucru ciudat, incredibil, cei care probează și cresc realitățile acestea în laboratoarele lor, de cele mai multe ori ei nu le vor, ci le dau altora. O veste interesantă care a bulversat pe mulți dintre oameni, Bill Gates are și el o fată, nu știu dacă e singura. Și ce program crezi că are fiica lui? N-are voie într-o zi mai mult de 45 de minute la computer, maxim nicio oră. Dar mie și ție ni le dă cu 25 din 24. De ce? El știe. Tu de ce nu vrei să știi? De ce? Vedeți ce mârșav și ascuns. Pe criterii științifice se aduc probe morale pentru imoralitate și se spune că totul e în regulă. Aș mai da un exemplu, poate aici sar un pic gardul sau poate unii veți fi revoltați, nu? Și legile acestea cu transplantul, știința aceasta ce a explodat, auzeam acum una dintre ultimile legi din Austria, nu mai e nevoie să fie consimțământul celor în viață pentru cel mort ca să îi se ia organele dinăuntru. Dacă într-un accident pe drum își dă seama că nu mai sufli foarte bine, te-a dus, te-a desfăcut, a luat toate piesele de rezervă, te-a costat înapoi și la cimitir. Stai un pic.
stai un pic. Noi nu mai avem dreptul la nimic. Și normal că nu avem, din momentul în care cu dragoste ne-am băgat mâinile în lanțurile acestea. Vă provoc, iubiții mei, la poate e prea mult, la un respect de sine. Vă provoc la o reevaluare a ceea ce sunteți și a ceea ce vă doriți să fiți. Și de fapt, mai mult sau mai puțin conștient, mai mult sau mai puțin voit, mai mult sau mai puțin interesat, fiecare om care există în felul în care există, are un fir de speranță spre eternitate, un fir de speranță spre viață, dar lucrul acesta se realizează, dragii mei, numai dacă rupem împreună cătușele acestea, pentru ca zilele care sunt omorâte de urgia lui să devină zile cucerite de harul lui. Și lucrul acesta se poate întâmpla frumos în viața ta și în viața mea. Este eleganța, dacă vreți, a preludiului spre viață. Dacă ai ști ce înseamnă viață, dacă ai ști ce înseamnă viață, ai cultiva cetățenia în lumea lui Dumnezeu, nu în lumea care te omoară. Poate o să zici că e complicat lucrul acesta, dar nu e complicat. Poate ați văzut sau ați fost voi câteodată, nu? Pe la vârsta de 18 ani, 19, 20, pe acolo, pe undeva, vine ziua orbilor și a proștilor și are tot felul de denumiri, nu? Când tânărul sau tânăra se îndrăgostește. Și stai și te uiți la el și bă, ce are ăsta, bă? Ce nu-i cu picioarele pe pământ, ce-i dus. Și-i drept, că-i dus. Unde-s gândurile lui? La ea, draga de ea, sau la el, dragul de el. Și pe ori pe unde merge, el e dus. Nu? Sau ea. Ce înseamnă să rup lanțurile acestea? Să fi dus. Adică mintea, inima, îndrăgostirea să-ți fie către lumea lui Dumnezeu unde e viață, nu către lumea unde e moarte. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai opri puțin la poeziile sufletului tău. Ai și tu un tine al tău care mai are nevoie de prezența ta. Sună ceasul brusc, te scolte în braci, alergi în mașină, la servici, strigi, fugi, fii acasă, cazi ca un buton, buf! Nici nu știi dacă ai dormit sau dacă n-ai dormit, dacă ai visat, să sună ceasul din nou și iau. Stai un pic! Dacă ai ști ce-i viață, te-ai opri puțin la poeziile sufletului tău. Să vorbești un pic cu tine despre tine, despre farmecul existenței tale. Cum zicea Ioan, sănătatea ta să prospere cum? Cum prosperă sufletul tău. Despărcați-vă de cauciucurile acestui viac. Despărcați-vă de metalele acestei societăți. Sunteți oameni! Sau, poate jignitor reformulez, putem fi oameni, că nu știu dacă mai suntem. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai confunda creatorul cu opera, sau mai bine zis, n-ai da viață operei eliminând
Creatorul. Nu? Am fost și eu un pic prin lumea aceasta, cât tragi cu praștia, și la un moment dat am văzut statuia lui David cioplită. Am văzut mama Domnului cu Domnul Iisus în brațe, cioplită de Michelangelo, chiar în Biserica Sfântul Petru din Vatican. Și mă uitam așa, se zice la noi, la români, cum se uită un fel de dobitoc la poarta nouă, știi? Cum o fie? Te mirai de... Așa. Dar întreb eu să-mi fie atins atunci cineva umărul și... Iacob! Da. Și când mă întorc, să fi fost Michelangelo. La ce mă uitam de acum încolo? Bă! Fantastic! Să mă întâlnesc eu cu Michelangelo! Doamne! Dacă știi ce înseamnă viață, ai renunța un pic la, să-i spun așa, frânturile acestea de creație care au fost năpădite de păcat și ți-ai permite să te uiți un pic la Dumnezeu care te atinge pe umăr și te strigă, Iacob, Carmen, Marie. Și dacă ți-asumi riscul să te întorci, când îl vezi, fascinat, nici nu simți cum îți cad lanțurile de pe mână. Pentru că El e totul în toate. Nu născociturile mele și ale altora. Sclavagismul științific. Iubiții mei, aș vrea să vă citesc câteva gânduri din Scripturi despre această știință. În epistola pe care Pavel o scrie lui Timotei, în prima lui epistolă, Dumnezeu este interesat să rămână pentru mine și pentru tine un îndemn. 1 Timotei, la capitolul 6, cu versetul 20 începând, zice așa: Timoteie, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Repet, Timoteie sau Iacobe sau oricine ai fi, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Știință pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Dragii mei, fiți sclavi, dacă pot să folosesc expresia aceasta, ai științei. Însă nu a științei pe nedrept numită astfel. Mă întorc așa ca o, nu știu cum să o numesc, ca o evocare a unei situații care poate nu mai are niciun rost. Când eram copil și vedeam filmele acelea cu indieni, îi vedeam cu toate chestiile, să mă iertați, poate este vreunul în sală, n-am nicio treabă cu nimeni. Îi vedeam cu chestii băgate prin nas, prin ochi, bă, și râdeam, Doamne, ce sălbatici sunt ăștia. Eram copil... Și acum când mă uit, nu intru într-un magazin să nu fie un cochet aranjament în care hai încoace, tic, 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 și când iese de acolo, zici că ești dintr-un film din ăla făcut de cum îl cheamă pe ăsta ce a făcut patimile, Mel Gibson. Și ești o arătare din ăla așa. Și, dar, de asta, iubiții mei, voi nu credeți. Asta este o credință tribală pe care o trăim și prost, că nici măcar nu știm de ce am pus ele acolo. Dar de ce? Sclavagismul științei pe nedrept numite astfel, știți ce face, dragii mei? Ne denobilizează. Nu mai suntem nobili. Golește din ființa umană demnitatea și caracterul nobil. Nu?
te uiți, te uiți pe vremuri când mai erau reminiscențe de anumite lucruri în viața oamenilor și te uiți astăzi. Vă rog să-mi spuneți ce mai vezi nobil la un bărbat sau la o femeie. Când auzi ce cuvinte poate să iasă din gura unei femei sau când vezi cum se poate purta un bărbat, ce mai este nobil în noi? Ce? Aproape nimic. Și știi de ce? Pentru că eu și tu am acceptat lanțurile acestei științe pe nedrept numită astfel. Până unde s-a dus lucrul acesta? Cât de departe? Cât de departe? Te desparți de prietenul tău, Marin, îl îmbrățișezi și pleacă. Și te întâlnești stupid peste un an de zile cu o doamnă interesantă care vine, fuge la tine, te sărută. Stai, scuzați-mă. A, păi nu știu, te uiți mai atent, ar semăna cu cineva. Marin a plecat și s-a întors Mariana. Credeți că e glumă, nu? Nu e glumă, dragii mei. Și acum nici nu mai știi, bă, nici nu știi cum să te porți. Știți care este marea socotitură de iubire a lui Dumnezeu către mine și către tine? Că va opri lucrurile acestea prin venirea lui Hristos. Că dacă lucrurile acestea n-ar fi oprite, n-ai putea să-ți dai seama cât de josnic și cât de josnic poți să ajungi. Și nu uita, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta lanțurile acestea pe mâini. Ce ai visa ca orice rob libertatea și ai purcede la ruperea acestor lanțuri pentru ca să te poți bucura de ceea ce pe de adevăratele înseamnă viață. Și închei punând la oaltă deocamdată cele două radicale. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai rupe o petală de păpădie. Și doi, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta lanțurile acestea pe mâini. Ci, ai zice, Doamne, învață-mă să-mi număr frumos zilele, pentru ca să capăt o inimă înțeleaptă. Dumnezeu să vă dea darul acesta, iubiții mei oameni, și plini în acest har al Lui să purcedeți spre veșnicia care nu este o gogomanie religioasă, ci este farmecul existenței lui Dumnezeu. El să fie cu voi. Amin. Spuneam și aseară, pentru că ne-am permis să numim popasul acesta unul duhovnicesc, aș dori să facem și o rugăciune. Ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru care locuiești în ceruri,
în această seară de primăvară, cu multele primăveri pe care unii dintre noi le-am trăit și alții cu puținele primăveri pe care le-au trăit, venim înaintea Ta să-Ți mulțumim că existăm. Îți mulțumim, dragule Tată, că măcar că suntem atât de încurcați și atât de ocupați cu atâtea lucruri, ne-ai dat ceasul acesta de seară. Doamne, umple-ne inima și mintea de Tine. Umple-ne cugetul și ochii de cerul Tău și ajută-ne să rupem lanțurile științei pe nedrept numită astfel și să purcedem spre libertatea în viața pe care o dai Tu. Te rog frumos, binecuvintează toți oamenii care au poposit cu Tine aici. Dă-le, Doamne, sănătate și casele lor umple-le cu fericire. Și fă Tu ca seninătatea ochilor Tăi și a harului Tău să umple ochii lor și viața lor. Îți mulțumim că ne asculți. Să fii lăudat Tu, Tată, Domnul Iisus Hristos și Sfântul Tău Duh, în veci. Amin.